În urmă cu câteva zile, la prefectura Giurgiu s-a depus un memoriu care semnala faptul că pe 15 aprilie, în jurul orei 12, Florin Liviu Florescu, directorul Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu, s-a prezentat la biroul electoral de circumscripție numărul 41 din comuna Răsuceni, unde a depus dosarul de candidatură pentru funcția de primar al comunei Răsuceni în numele domnului Costel Spălatu. Având în vedere faptul că directorul DSV Giurgiu ocupă o funcție publică de conducere, prefectul Zorinel Niculcea a cerut instituției să comunice dacă Florin Liviu Florescu se afla în concediu legal de odihnă la data de 15 aprilie. În urma solicitării prefectului, Direcția Sanitar-Veterinară a transmis lista funcționarilor publici programați pentru concediu de odihnă în luna aprilie. Pe această listă nu figura însă și directorul DSV Giurgiu Florin Liviu Florescu. Astfel, potrivit unui comunicat al prefecturii Giurgiu, întrucât Florin Florescu a încălcat în mod flagrant legea, inclusiv codul de conduită al funcționarilor publici, prefectura a sesizat Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională Sanitar-Veterinară și parchetul de pe lângă judecătoria Giurgiu, existând indicii cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală.